Așa. Hai să vorbim despre produsele terminate, Lucas. Care șervețele ți-au plăcut mai mult la cur? Ha? Alea? Sau celelalte care le-ai lăsat jos? Ia spune! Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. În sfârșit mi-am luat inima în dinți și am zis hai să fac acest videoclip pentru că tot trece timpul, trece timpul, trece timpul și eu tot trebuie să păstrez anumite lucruri și zic hai să le pot să le și arunc și să nu uit să vorbesc despre tot ce vreau să vă spun. Oricum, sunt sigură că am să uit ceva, dar mă rog. Acest clip vreau să fie ceva normal, adică nu o să vă dau sfaturi, nu o să vă dau chestii scoase din cărți sau nu. Pur și simplu vreau să vă arăt ce am cumpărat eu, ce am folosit eu pentru copil în primele lui, în primele luni de viață ai lui. Mă rog. Cert e că am fost foarte speriată când am fost însărcinată și am văzut că se apropie momentul și mă gândeam, Doamne, nu am asta, nu am aia, n-am cumpărat, n-am făcut, n-am... M-a luat așa o panică încât nu știu, am fost învolită de stres și nu vă îndemn să faceți ca și mine, să ziceți, vai, trebuie să cumpăr tot. Chiar dacă uitați să cumpărați ceva, nu face nimic, pentru că eu n-am avut nevoie de forfecuță pentru unghii prima lui săptămână de viață, n-am avut nevoie de anumite chestii și au fost prostii ce idei mi-am făcut în cap. Vreau să vă povestesc așa în mare... Ce am cumpărat, ce am folosit, nu am folosit multe lucruri din câte am cumpărat, așa că nu o să vă arăt, o să vă arăt strict lucrurile pe care le-am folosit cu bebe din prima lui zi de viață până la 3 luni, ca să faceți așa o idee. Și în primul rând, primul și în primul rând, vreau să vă spun o chestie, vreau să vă arăt o chestie care m-a ajutat pe mine foarte mult, este această cremă pentru sfârcuri. Acum, dacă are vreo altă denumire... Mă rog, să mă iertați. Poate o găsiți și în alte țări, poate o găsiți și în România, nu știu, dar pe mine m-a salvat pentru că eu aveam răni, aveam niște dureri groaznice, nu mi-eșa laptele, mi-eșa decât colostru și nu puteam să-i dau la copil și plângeam și era groaznic. Copilul plângea de foame, eu plângeam de neputință și am mers la farmacie, mi-a dat această cremă Purelan, nu trebuie să mă șterg ca să-i dau pe urmă copilului să mănânce din nou, așa că este chiar foarte ok. Am folosit cam jumătate, după din ce se poate vedea. Poate o să mai am nevoie de ea când o să îi crească dinții sau... Oricum, aici o am păstrată, e chiar foarte, foarte bună și vă recomand chestia asta. Chiar încercați să o cumpărați cu voi înainte să nașteți, să o aveți la spital, pentru că eu decât la spital am folosit-o și 3 zile acasă, după aia n-am mai folosit-o și regenerează foarte repede pielea, este ceva wow! Bun, lăsând deoparte chestiile pentru mine care le-am cumpărat, că nu a fost decât chestia care am vrut să precizez, pentru că poate sunt mame care nu știu ce să cumpere, ce să pună. Eu n-am știut, deci am aflat și vreau să vă arăt o chestie pe care am cumpărat-o, care a fost destul de inutilă, dar am folosit-o. Este o chestie impermeabilă pentru a pune sub copil când îl schimbi. Da, e ok dacă copilul este murdar și nu vrei să murdărești ce este jos. E ok. Dar nu vă gândiți că o să vă salveze în fața izvoarelor sau robinetului sau cum vreți voi să spuneți când copilul face pipi și nu are pampersul pe el, pentru că nu. Pentru că ăsta acoperă puțin așa în prejurul copilului, iar copilul când face pipi face așa, când e mic și face popo, pe mine m-a făcut toată pe tot pantalonul și pe jos și nu. Deci chestia asta e eventual dacă copilul este murdar așa pe body, să protejați ce este de sub, e ok, dar nu pentru mai mult. Așa că nu cumpărați o grămadă, eu am cumpărat două și suficient a fost. Pe urmă, vreau să vă vorbesc despre laptele praf, așa ca introducere, pentru că mie din prima zi i-au și dat la spital laptele praf copilului. De ce? Pentru că s-a născut cu glicemia foarte scăzută și... a trebuit să stau mai mult la spital. Normal, minimul, din câte am înțeles, este de 50, iar el avea 38-36, avea foarte scăzută glicemia și i-au dat... Unde ești? Lui au spital... la spital i-au dat
acest tip de lapte, l-am păstrat exact ca să vi-l arăt vouă. Blemil, optium, nu știu exact ce e și ce nu e. Pot spune că nu mi-a plăcut mie, sincer, să văd că copilul vomita mult după acest lapte. Mânca decât 15 ml, mânca foarte puțin, pentru că stomacelul lui ca nou născut era foarte mic și în fiecare seară la ora 9 îi dădeau 15 ml de lapte din ăsta ca să-i urce glicemia și vedeam că vomita toată noaptea după chestia asta și vai, eram foarte stresată și nervoasă și chiar eram nervoasă din cauza asta. Când am ieșit din spital, mi-au dat o grămadă de sticluțe ca să-i dau eu acasă, cred că pe o săptămână, mi-au dat 7-8 sticluțe. Iar eu am spus nu am să-i dau formula asta pentru că văd că nu-i face bine, văd că copilul vomită și nu. Atunci am cumpărat Nidina de la Nestlé. Le-am pe amândouă. Am Nativa și am Nidina. Le-am pe amândouă și am să vă explic de ce. Atunci când am mers la supermarket, am vrut un lapte fără ulei de palmier. A fost singur. După care au scos și formula fără ulei de palmier. Asta n-am aflat. Deci, sincer, am aflat după ce am cumpărat. Ce s-a întâmplat cu această variantă? De ce nu mai cumpăr? Ideea a fost că e cea mai ok din, deci la ingrediente și cele mai puține lucruri care nu sunt foarte bune, le are această formulă. E și cea mai scumpă, ok? Nu vă recomand să luați cei mai scump pentru copil, pentru că nu mereu cei mai scump e cel mai bun. E o chestie care am învățat-o pe parcurs, n-am crezut-o, dar am învățat-o pe propria mea piele. La fel, copilul vomita mai des, timp ce trebuia să-i dau o dată pe zi lapte praf, nu mult, dar pentru ca să-i urce glicemia, nu aveam de ales. Și după aia când mai mergeam încoace încolo, luam lapte praf în fapt gata pregătit cu mine și, mă rog, s-a consumat. Apoi, bine, că s-a consumat în, pot să vă spun, 2-3 luni. Dar oricum, vorbind de lapte praf, vorbesc de ambele, pentru că am cumpărat aceasta care e următoarea în rang de preț, zic eu, sau nu știu exact ce să zic. Când am ajuns acasă am văzut că, wow, i-au scos uleiul de palmă și acestei formule. Eu cel puțin recomand din experiența mea, copilul se simte ok, mai ales acum că merge la grădiniță, acum copilul e mare, are 5 luni jumate. Acum că copilul merge la grădiniță, i-am dus și la grădiniță lăptic de genul și acasă are, când eu sunt la muncă, bea și bea foarte mult și îi place și chiar foarte ok, da. Dacă vă întrebați de grădiniță, am dus copilul la grădiniță din momentul exact în ziua în care am primit 4 luni. L-am și dus la grădiniță. Bun, despre ce mai vorbim? Vreau să vă arăt cum mă descurc eu contra mucilor. Și înainte de asta să vă arăt termometrul care l-am cumpărat. Eu este un termometru normal care se pune la sub braț sau în funduleț sau cum vreți voi. De ăsta electronic, așa. Nu, am luat ceva foarte sofisticat și e ok. Apoi avem paracetamol pentru copii. Chestia care nu lipsește din casă când văd că are febră și se dă cu o siringă care de moment a mâncat-o câinele și trebuie să cumpăr alt paracetamol ca să am altă siringă. O să-l cumpăr azi. Chestia asta e foarte bună, chiar dacă este ciudată și mi-a fost foarte frică să folosesc acest aspirator nazal manual. Am văzut clipuri pe internet și m-am îngrozit de cum procedează părinții și așa. Eu am așteptat până a venit verișoara mea din Italia să mă vadă și mi-a arătat ea cum se procedează, că și are un copil mic. Și am zis, wow, e foarte simplu. Iei într-o siringă ser, practic îi baci copilului nas așa îndreptat puțin spre exterior, nu foarte multă cantitate, copilul trebuie să stea culcat pe partea unde îi baci tu serul, deci gen îl culci și îl culci, după care îi baci chestia asta în nas și tragi. Eu la început mi-a fost frică să trag, dar trebuie să tragi foarte tare și să-i baci ca să iasă toți mucii. După aia se curăță foarte simplu, că aici vin mucii și aici are un burete ca să nu-ți intreție mucii în gură, logic. Și chiar se curăță foarte simplu. Îl speli și dacă nu bagi o scopitoare și îl speli și s-a terminat. Bun. Gen piaptă de asta foarte simplu din peri de nu știu ce. Pentru bebeluși. Perie normală. Nu sunt lucruri sofisticate ce am cumpărat eu. La spital ne-au dat bureței de genul care prefer să vă arăt. Bine că sunt tăiați în două și eu am tăiat la fel în două. M-a prostit foamea și am cumpărat și eu mai mult de ăștia, nu știu de ce. Nu ne lăsau să folosim șervețele umede.
eu oricum le foloseam. După aia uzi burețelul ăsta, cureți copilul, ștergi și s-a terminat, iese spumă, mă rog, e fără săpun, e ok, dar ce contează? Mă rog, e ok, dar totuși nu e o opțiune pentru mine. Mi-e egal să mă critique lumea, dar eu folosesc șervețele umede, nu copilul meu n-a pățit nimic, nu s-a iritat, n-a murit, n-a crăpat. Am folosit de la tot un timp pentru că cât era el nou născut, mi-au plăcut mai mult decât celelalte pentru că erau mult mai ude, mai cu mai multă apă în ele. Apoi am avut unele de la Avene, la fel. Iar acum că bebelușul meu este mai mare, folosesc astea de la Deli Plus, de la Mercadona, sunt cele mai ieftine șervețele, curăță, își fac treaba. La ce să ne complicăm viața și să ne cheltuim banii pe chestii care chiar, nu? Tăiatul unghiilor. Tăiatul unghiilor eu îl fac cu o forfecuță normală, practic e o forfecuță din din trusa mea, nu e ceva special pentru copii. Am curățat-o cu alcool și îi tai unghiile când doarme. Nu îi tai colțurile, deci încerc să-i fac o formă cât mai dreaptă la unghii, la copil. Apoi, ce mai avem aici? Pentru muci. Vaporubul ăsta merge foarte bine. Eu, sincer, n-am fost eu. Deci, eu am avut chestia asta de când am fost însărcinată. Era la mine în sertară, în noptieră și am uitat de vaporubul ăsta. E crema aia care se pune la nas, pe piept. Și având o fată în casă care m-a ajutat cu copilul, am venit o dată de la muncă și mi-a zis, Bianca, vezi că am găsit pe la tine, pe acolo, prin sertare, vaporub și am pus la copil și respiră foarte bine. Zic, serios? Ok, hai să începem să punem vaporub și ne-a mers foarte bine cu... E celul ăla care e mentolat. Nu m-a trebuit avut grijă să nu îl mănânce sau să nu-și bage mânuța la nas și după aia la gură. Jucării. Jucării pentru copii. Nu vă recomand. De fapt, eu până acum, nu de mult, nu i-am pus o jucărie în mână pentru că el tot își dădea în cap cu mâinile. Imaginați-vă să prindă o jucărie și aș dea în cap cu jucăria, aș face rău. Dar jucăriile de genul cu plastic la extremități e foarte bun. Sau silicon sau ce știu eu ce e. Nu vreau să vă mint, sincer. Sunt foarte ok. Eu am cumpărat și jucărie, o să vă arăt într-un alt clip, gen 3-6 luni. Ce jucării are, care le preferă și care nu le preferă. Sunt jucării care nu-i plac deloc pentru că îi fac rău la gingii. Sunt jucării care le adoră. Ar sta tot ziua cu ele în gură, așa, le mănâncă, că zici că le crapă. Pe urmă, mi-a prostit foamea și am cumpărat o carte. Mi-e foame. Cu 100 de rețete pentru bebeluși, de papillas, adică gen pureș. Și acum o citesc. Sunt chiar chestii foarte ok și am zis, decât stau toată ziua cu telefonul și sunt multe site-uri care nu sunt foarte credibile și multe grupuri de Facebook care iarăși nu sunt foarte credibile. Mai bine îmi cumpăr o carte și sunt 100 de rețete, cred că nu o să mă plictisesc cel puțin 2-3 luni și să repet rețetele astea, așa că eu zic că e ok. În partea asta am terminat. Îi dau copilului vitamina D3, care presupun că în țară se numește Vigantol, dacă nu mă înșel, trebuie să-i dau din această formulă 6 picături pe zi pentru întărirea oaselor. Presupun că în toate țările, la toți bebelușii, se dau chestii de genul. Ca și produse de igienă, nu cumpărați multe geluri de duș. Pe mine încă mă mai țin un gel de duș și un șampon, bine că e pe terminate, dar uite, șamponul e undeva pe aici decât. Și nu are rost să investiți bani în chestii genul, nu. Acest produs mă încântă. E un gel de duș, zic, e de sus până jos, deci de la picioare până la cap, ceea genul. Eu îl folosesc decât pe post de gel de duș, nu îl folosesc pe post de șampon, dar e chiar foarte ok, miroase foarte bine, e blând cu pielea bebelușului, e Dove Baby, e pentru bebeluș și mă încântă. Nu am să-l cumpăr încă o dată, pentru că acum am alte geluri de duș care am primit cadou sau le-am cumpărat și trebuie să le folosesc, așa că, dar e super. Șampon și gel de duș, e acesta de la Bebe Drag, l-am primit de la Cosmina în swap-ul de Crăciun și îl folosesc ca și șampon pentru capul copilului, este foarte ok. Zici că strălucește părul copilului, mai ales acum că are mai mult păr, că înainte n-avea. Și chiar m-a ajutat să-i dau și coaja jos. Pot să zic că mai e destul de bine, nu știu, spuma sau și eu poate am făcut greșeala, dar asta este să... Când era moale capul copilului, am dat toată coaja jos, toată, și nu i s-a mai făcut.
Acum nu știu dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, dar copilul n-a plâns, nu i s-a înroșit, așa că a fost ok. Am investit o grămadă de bani în... N-am adus un biberon să vă arăt ce biberon folosesc. De la Philips Advent folosesc biberoanele. Dar am investit o grămadă de bani în suzete. Am dus o pereche de suzete, adică două, la grădiniță. Una acasă. Altele fosforescente, de alea care luminează noaptea. Copilul meu nu vrea suzete. Le scuipă, plânge. Nu vrea suzetă. Deci le-am acolo de bibelou sau să mi le bag eu în gură, că nu vrea suzete nici. Cum? O să las pampersurile pentru sfârșit. De fapt, deja e sfârșitul. Deja e sfârșitul clipului, pentru care sfârșitul să-l las. Au deja copilul cum stă jos cu tăticul și îi vorbește, îi cântă, pentru că presupun că plânge. Creme de cure. Cremele pe care le-am folosit la funduleț. A fost Bepantol, sau cum mi se spune în țară, aici cred că e Bepanten și în țară e Bepantol, sau invers, nu mai știu, am aruncat-o, m-am enervat pe ea, m-am foarte enervat pe ea, pentru că nu e bună de nimic. Toată lumea mi-a zis Bepanten, nu, deci pentru pielea bebelușului meu, nu. A fost ok pentru când vedeam că îi se belea pielea, nu, se scăma așa. A fost ok. Eu nu i-am aplicat copilului meu uleiuri pe corp, creme de corp, cum procedează alte persoane, gen după duș, bagă, freacă-i corpul cu creme. Nu. Mie mi-a spus pediatrul, în ultima zi când am ieșit din spital, mi-a zis strămoșii noștri în preistorie, în epoca de piatră, nu aveau creme și nu se deau cu creme și cu uleiuri și aveau pielea mai sănătoasă ca noi. Așa că pielea copilului tău nu are nevoie de cremă. Dacă vezi că e foarte uscată, îi pui, dacă nu, nu. Așa că nu i-am pus cremă pe corp. Iar cremele pe care eu le recomand de fundulețe, e asta de la DAV, mă încântă. Deci mă încântă pentru că are consistența foarte, foarte, foarte groasă și mă încântă. Și crema asta care mi-a trimis-o mama din țară, Petrini se numește, și am să o folosesc în continuare pentru că decât puțin, dacă e roșu fundulețul copilului, după aia îi dai cu crema asta, cucu! Dă-mi. Îi dai cu crema asta și practic... După o jumătate de oră, i se duce roșia la cucu. Cucu, Lucas, cucu. Vrei să apari și tu un clip? Vrei să apari și tu? Hei! Uite cât e de mare. Da, noi facem un clip de la 0 la 3 luni. Ce am folosit pentru copil? Copilul nostru are peste 5 luni. Copilul nostru are peste 5 luni. Pa, tati, pa, pa. Și ultimul lucru de care vreau să vă vorbesc, că suntem deja la sfârșit, sunt pampersurile. Bun. La început am cumpărat decât Dodot. Cele mai bune, cele mai scumpe. Alea sensibile, Dodot senzitiv. Nu zic că au fost rele, dar deja când copilul a împlinit 2 luni și am zis hai să trec la alea mai ieftine, că se schimbă foarte des pampersurile la un copil nou născut. De fiecare dată când face un pârț, face și caca, așa că trebuie să-l schimb. Și am cumpărat cele de la Mercadona. Bine că acum suntem deja la 4, de la 9 la 15 kg folosim. Dar am cumpărat cele de la Mercadona. Hai să facem o diferență. Pampers de copilul meu nou născut și copilul meu la 5 luni. Cele de la Mercadona sunt super. Da, sunt super, super. Chiar am făcut diferența între... Când mi-au mai rămas cele de la Dodot, Dodot ar fi ca și pampersul la noi în țară, presupun. Și am făcut diferența. Care era diferența? Dacă îi lăsam toată noaptea pampersul de la Dodot, siliconul ăla sau ce absorbe urina, mai ieșea din pampers, se crăpa. De la astea ieftine, nu. Am auzit critici bune și de la pampersul de la Lidl și... Sincer, nu cred că are rost să dăm o grămadă de bani pe pampersuri, pentru că este o chestie care... Nu, deci este o chestie care aruncăm la gunoi. Așa, bravo, uite, mami are o jucărie pentru tine, uite. Mami are o jucărie pentru tine. Mami are o jucărie pentru tine, da. Vrei jucăria? Vrei jucăria? Jucăria, jucăria. Nu vrei jucăria. Bun. Cam acesta a fost clipul meu de astăzi. Eu practic am vrut să prind așa în mare, să vă faceți o idee de produsele care le-am folosit eu de la 0 până la 3 luni pentru copil. Nu are rost să cumpărați o grămadă de chestii, nu are rost să vă
aruncați în a cumpăra creme, geluri. Nu. Uitați-vă, eu în 5 luni de zile am folosit un gel de duș la copil și poți să zici că baia faci în fiecare zi la copil. Dacă are febră, nu-i faci baie. Dacă e foarte frig afară, nu-i faci baie. Dar în rest, eu adoram să fac baie copilului. Până în chestia asta, avea o văniță micuță. La 2 luni și ceva trebuie să schimbăm vănița, să cumpărăm una din aia mai mare. Da, iubire, da, uite, uite. Wow! Și cam atât. Acesta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. După cum vedeți, am luat toată coaja de pe cap și nu mai are coaja, are niciun cârlionț foarte drăguț, care mi-e milă să-l tai, mi-e așa de milă să-l iau jos. Dar va trebui să-l tăiem, că deja ne crește părul mare, așa e, Lucas. Lucas. Lucas, mă doare capul. Ai, ce mă doare capul, da. Mă doare capul. Bun. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Sunt curioasă dacă ați folosit lucruri pe care eu le-am folosit pentru bebeluș, dacă aveți aceeași părere care o am eu sau dacă nu, poate aveți o părere mai bună, mai proastă despre produsele care mie mi-au plăcut sau nu mi-au plăcut. Vai, nu mă mai trage de păr. Da, iubire, da, mai stăm deja în funduleț. Bine, dar cu ajutorul lui mami stăm în funduleț, așa-i? Cu ajutorul lui mami stăm în funduleț. Tai, 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 tai. Ia fă, tai, tai. Ia fă, tai, tai, măi, țăm norozule, măi. Tai, tai, Lucas, tai, 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 tai. Hai, că nu mai are stare. V-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.